Bună, dragi prieteni, o emisiune, zic eu, interesantă, nu sunt singur, sunt cu Nașu. Nașu cui? Este Nașul televiziunilor constanțene, este Nașul presei constanțene și este Nașul și la Dr. Planet, că trebuie să fie și la Dr. Planet un Naș, uite, am văzut un țânțar. Este SLI-ul, cum este numit de toată lumea, sau știu de toată lumea, este Sorin Ducelinescu, un meloman, în primul rând, în al doilea rând, un scriitor de comedie, apoi scriitor de presă, actualmente gestionează Metropola, uitați-vă, am un interes să fac, să promovez Metropola, fiindcă mai colaborez și eu pe acolo și îți mulțumesc. Dar un ziar excelent, un ziar care se adresează minții, un ziar online, un ziar care se adresează oamenilor inteligenți, sperăm să înțelegeți și tot ceea ce scrie acolo, fiindcă este foarte interesant. Uneori este mai combativ. Este alegerea fiecăruia de a combate într-o direcție, dar de fiecare dată este savuros. Mulțumesc de prezentare. Bine și venit. De ordinea nimeni perfect. Capacităților mele, mulțumesc mult. Metropola e un ziar de atitudine și opinie, nu are știri în el. Da. Tocmai de-aia vedeam de curând o emisiune cu un invitat ziarist de investigație și era întrebat cât de greu este, și adevărat, e foarte greu să faci investigație, dar în egală măsură este greu să-ți asumi și atitudinea și opiniile. Restul presei care face și știri este tot presă de atitudine și opinie, dar nu recunoaște. Pentru că la noi nu există presă obiectivă, cum este modelul BBC, de exemplu. Da. A fost o încercare prin anii 90, Viitorul Românesc a lui Cataramă, pretindea gazetarilor, pentru care mă număram și eu întâmplător atunci, și care a rezistat doar 6 luni, să facă știri seci în care să nu spună nici stânga, nici dreapta, și a murit în 6 luni, pentru că românul nu este adeptul presei obiective. Există presă subiectivă și în America, unde am fost la bursă și unde ședințele de redacție semănau cu cele de aici din Constanța, în care editorialiștii, pentru că erau mai mulți, ei au o pagină de editorial americanii, o pagină de opinii, editorialiștii mergeau de 7 ori la patron la etajul 10 ca să le aprobe editorialele, ceea ce eu în Constanța la toate ziarele la care am lucrat și am lucrat cam la toate, mai puțin la cel mai vechi din Constanța, fosta Dobroge 9, nu s-a întâmplat niciodată. Nimeni nu mi-a vizat editorialele. Da. Apropo de opinii, cineva m-a întrebat ce opinie am despre un ziarist care m-a criticat și am spus, domnule, eu nu mă pricep, nu am căderea de a judeca pe alții, asta este judecătorul, presa are în fișa postului să judece, să-și dea o părere, în ceea ce mă privește nu am niciun fel de părere și nu vreau să discutăm despre subiecte de acest gen. Ci trebuie să fie o emisiune relaxată în care eu, care sunt pasionat de religii și aflând că ești proaspăt masterand într-un domeniu foarte interesant și foarte, cum să spun eu, neașteptat. Studii juridico-canonice în cele 3 religii monoteiste. Așa, deci studii juridico-canonice, bun. Este o semi-cacofonie acolo, dar exact. Acceptabilă. Da, dincolo de cacofonie, este îngemânarea acestor juridico-canonice pentru mine este interesant, dar eu care am studiat religiile în istoricitatea lor și mai puțin în dogmă, doctrină, că unele au și doctrină, numai dogmă. Aici sunt o terminologie care este destul de largă. În ceea ce mă privește, nu pot să nu văd oamenii care corespund unei anumite religii monoteiste abrahamice, de exemplu, din cele 3 mari familii abrahamice. Practic nu este o familie din 3, ci sunt 2 copii ai uneia. Nu spun asta ca să subliniez faptul că ești președinte al comunității evreiești și că ești evreu și mă refer la religia iudaică ca religie primă, dar până la urmă, prima găsire a acestuia, unii zic descoperire, alții găsire, nu contează, alții spun invenție, cert e că Iahve este primul. Și ceilalți, Allah și Dumnezeu, sunt de fapt tot Iahve în alte denumiri, înțelegeri, mă rog. Pot spune că poporul evreu este un popor creat în jurul acestei religii?
Eu aș spune, aș începe de la faptul că, apropo de denumirea acestui masterat și de cele trei religii monoteiste, da, mă gândeam mai devreme că omul religios, dar însemnând nu neapărat practicantul, ci omul ca ființă religioasă, da, ca ființă care se... Da, da, da. Care are această predispoziție. Se oglindește și are această predispoziție. Religiozitatea. Mă gândeam că politeismul n-a avut nicio șansă, practic, în istoria foarte scurtă a omenirii alminteri, cu atât și mai scurtă a omului religios. Da. Pentru că omul ca specie nu este obișnuit să fie condus de mai mulți. Da. Gândește că nu există nicio țară pe planeta asta care să fie condusă de mai mulți. Toate au un lider, că se numește împărat, că se numește rege, că se numește președinte, este unul singur. Da. Omul se raportează la o singură persoană care vrea să-l conducă, da, se raportează la un singur supererou, apropo de Dumnezeu, și gândește, da, că și supereroii benzilor desenate sunt singuri. Sunt singuri. Nu sunt frații Spider-Man, Superman e unul singur. Ce s-a întâmplat între timp de curând, când au apărut Gardienii Galaxiei, este tot datorită acestui nenorocit de politically correct, pentru că a trebuit să fie unul singur, un singur supererou, un singur conducător. Nu poate fi în același timp și bărbat și femeie, și asiatic, și negru, și alb, și creștin, și musulman. Și atunci, ca să împace și capra și varza, au apărut supereroi în echipă. Și ne întoarcem la povestea politeistă, care de fapt nu este, da, atât religie, cât este mai mult o poveste. Exact. Și poate că lucrurile erau mai relaxate la momentul în care politeismul funcționa universal. Și ploaia în momentul în care ploaia, a apărut autocrația și, da, dictatura, inclusiv religioasă, a fost nevoie de un singur Dumnezeu, un singur lider. Am înțeles. Poate că asta a fost și un motor al omenirii. Nu poate, aproape sigur. Cu siguranță a fost un motor al poporului evreu și un motor al omenirii ulterior, fiindcă din religia mozaică au evoluat mai departe celelalte două religii mai mari, copii mai mari, mai numeroși ca mai și numeroși, mai numeroși ca și adepți. Uite, acum se pune problema că deja religia musulmană sau islamică să depășească chiar și pe creștini în ceea ce privește numărul lor. Mă refer în special la intrarea în Asia, acolo unde pântecul veșnic gravid al omenirii face foarte mulți oameni și, bineînțeles, mulți dintre ei adepți ai religiei islamice, care vine cu o promisiune, mult mai tentantă, și mă refer la faptul că toată lumea ajunge în rai, finally, după ce, dacă ești derbedeu, treci printr-un purgatoriu, dar după aceea ajungi într-un rai, urci pe acele niveluri unde ajungi într-o poziție foarte tentantă la ultimul nivel, ceea ce firește că este o doctrină a vieții de apoi, să spunem așa, foarte evoluată, foarte exactă, foarte tentantă, cu diferența că doctrina mozaică, pe care nu o cunosc în detaliu, dar la care am studiat anumite elemente, deschide foarte mult mintea spre gândire. Eu am văzut foarte mulți evrei și m-am întrebat, mulți prieteni am avut evrei în facultate și m-am întrebat de ce sunteți așa de deschiși spre viața intelectuală, activitatea intelectuală, pentru tot ceea ce înseamnă idei, noutate și, bineînțeles, și bani. Răspunsul pe care mi l-am dat singur a fost că pe voi educația și religia vă învață în sensul cercetării, cunoașterii, în sensul nemulțumirii cu prezentul, cu sinele, cu ceea ce ai, și tot timpul să găsești, să cauți alte noi soluții. Și din acest motiv cred că de-a lungul timpului ați avut un mare... Bine, și ăsta. Mai este și povestea cu banii, cu împrumutatul. Eu n-aș vrea să vorbesc atât de mult despre iudaism, deși este religia mea. Citeam de curând într-o carte care se găsește în librării. Se numește 50 de idei despre religie pe care trebuie să le știi. Este o carte genială, pentru că este foarte light, foarte ușoară și atinge absolut tot. Absolut tot. Confucianism, hinduism, budism, Tao... tot ce vrei, inclusiv... Jainism. Jainism, dar absolut tot ce poți să întrebi, inclusiv despre sectele creștine, de la adventiști până la ce mai vrei tu. Și acolo se sublinia ideea, apropo de faptul că nu vreau să vorbesc doar de iudaism, că practic cele mai mari religii sunt unite printr-o serie de caracteristici nobile,
printre care ideea de pace, da, inclusiv în islam. Ideea de bine și rău. De bine și rău. Contrapunerea bine și rău, exact, soare și tot timpul, noapte și zi, soare și lună. Faptul că s-a încercat din vina lor, din vina adepților lor, s-a încercat anatemizarea islamismului ca religie violentă și războinică, nu înseamnă că este un adevăr. Toate lucrurile astea leagă religiile între ele și nu le împart. La mormântarea mamei mele a participat bunul nostru prieten, preotul Eugen Tănăsescu, care are un doctorat în teologie, adică nu este un simplu preot. E adevărat că e un doctorat în comunicare, este și un asemenea masterat la Universitatea Constanța de comunicare teologică și care, deși e preot de atâția ani, era foarte uimit că slujba religioasă ținută în cimitirul evresc era identică, aproape identică cu slujba de mormântare la creștini. Și am zis, bă, tu râzi de mine, glumești? Păi voi ați luat tot de la noi, tot ritualul, inclusiv ritualul nunții, voalul, rochia miresii. Da, povestea aia cu înmulțește-te ca nu știu cine. Da, textul este același. Și era foarte mirat și i-am spus, n-ai de ce să fii mirat. Eu am citit de curând și Coranul, bine, n-am reușit să-l termin, din cauză de lene, nu din cauză că ar fi dificil de parcurs. Și sunt o grămadă de elemente comune și e firesc să fie așa, chiar dacă lucrurile astea s-au dezvoltat în spații geografice total diferite. Bine. Total diferite, dar până la urmă în Asia Mică. Plecau de acolo, bineînțeles, dar la un moment dat... acolo unde populația era cea mai numeroasă, o populație citită, E adevărat, dar au existat niște alterații majore. Cel mai bun exemplu este creștinismul, care nu s-a dezvoltat în vechea Palestina. Pentru că Iisus, am avut disputa asta cu niște... martoria lui Iehova, care mi-a bătut la ușă și au regretat după aia toată viața, pentru că i-am ținut 2 ore ca să-i lămuresc care-i treaba cu creștinismul. Ei veniseră la mine cu ideea că Iisus a fost creștin. Și deși eram trezit din somn în pijama și cu cafeaua în mână, m-am trezit brusc și i-am băgat înăuntru. Deși nu aveam chef de ei. Nu știu dacă Moise a fost evreu, dar Iisus a fost creștin. Iisus a fost evreu. Nu știu dacă Moise a fost evreu, dar Iisus a fost evreu. Imaginează-ți că creștinismul s-a dezvoltat la cel puțin 100 de ani după înălțarea, ca să nu zic moartea lui Iisus, da, și s-a dezvoltat în diaspora mai mult, plecând din Orientul Mijlociu, Capadocia, acolo către Roma, către Capadocia, da. Unde grecii rămăseseră în pielea goală că nu mai aveau Panteon. Panteonul grecesc fusese rebotezat de romani, Afrodita devenise Venus și așa mai departe. Și mai e un aspect anecdotic. În măsura în care templele iudaice, ca să nu le spun sinagogi, se dezvoltase deja în afara Orientului Mijlociu, a apărut creștinismul în jurul acestor sinagogi, care a venit cu o găselniță genială. A ignorat și a înlăturat toate perceptele și limitările iudaismului, vorbesc de cele strict tehnice. Da. Adică să te speli, să te nu știu ce, să-ți faci circumcizie. Circumcizia, da. Și atunci a venit ideea, domne, vrei să fii credincios, înainte de a folosi termenul creștin, pentru că nu există, vrei să fii credincios, da. N-ai nevoie nici de circumcizie, nici de spălat, nici de, pentru că și spălarea ritualică din islam e luată tot din iudaism. Da. Păi și cum facem? Păi spune eu niște apă în cap și ești credincios. Și atunci deveneau creștini. Nu exista scufundarea întru totul cum este la adventiști acum, care este obligatorie. Da. Nu mai e suficient botezul la adult cu apă în cap ca la catolici sau chiar și la ortodoxi. Dacă cineva se botează la 20 de ani, nu intră în... Le bag acolo, da. Da. Nu într-o scăldătoare. Ești îmbrăcat cu o cămașă albă și ceva ca să te uzi și ți-e pune apă în cap. Asta a fost marea găselință a creștinismului, care a propovăduit practic aceleași valori, dar a fost mult mai penetrant. Da. Și mă rog, o serie de alte avantaje economice practici. Și date economice, situații istorice, situații politice, care au favorizat... Și opțiunile ale unor împărați care au preferat creștinismul, cum la fel de bine s-a întâmplat și invers, cei drept izolat, în cazul cazarilor de la nord de Marea Caspică, în care împărăteasa a spus ce să fim. Iudaism. Nu creștinism, nu islamism, luăm iudaismul că e mai vechi și i-a făcut pe toți. Exact, și doi la mână, la data respectivă, iudaismul era iubit, venerat chiar de către creștini și islamici. Da, a existat în vremurile timpului un respect reciproc. Era un respect teribil ca, și am, ca de am citit chiar mai mult decât atât, că evreii din toată Europa au fost mult mai protejați
inclusiv de nebunia asta a acuzației de anti de deicid și de inclusiv de cămătărie de guvernele islamice. Guvernele islamice de la vremea respectivă, inclusiv din Spania, nu pot să spun guverne, mă exprim eu greșit. Da, administrație. Așa, i-au fost mult mai tolerante decât cele creștine față de evrei. Da. Da, au fost creștine, au fost tolerante fiindcă fără doar și poate au avut și un avantaj în acest lucru. E adevărat că în religia creștină a fost o mare perioadă în care banii împrumutați, povestea asta cu împrumutatul era de ne... Dar nu-i la fel astăzi? De neacceptat. Câte bănci iubești tu în momentul ăsta când noi stăm de vorbă? Ca să spui, domne, iubesc banca cu tare, este extraordinar. E o simpatică, da. Te-am văzut și pe tine. Totdeauna cine îți dă bani cu împrumut și îți cere o dobândă, nu poate să-ți fie simpatic. Da. Decât dacă e fratii tu și îți dă bani și spune, bă, nu-mi dai dobândă, îmi dai și mie o sticlă de whisky la sfârșit ca să bem. Da. Foarte interesantă evoluția, foarte interesant momentul în care Constantin a zis, îmi place foarte mult ca soldatul să creadă în viața de apoi, mă avantajează ca și conducător al acestora. Și i-a plăcut și că maica s-a creștinat și a zis, hai să dăm drumul creștinismului, că până la urmă nu sunt neapărat răi. Chiar dacă până atunci era o religie și se practica in-house, în casă, se practica în niște condiții pe care ei nu le înțelegeau, chiar dacă au beneficiat o perioadă de timp de actul similar celor oferit evreilor respectiv de liberatio, fiindcă acel liberatio justificatul prin care atunci puteai să ai altă religie decât cea oficială a Imperiului Roman. Această liberație a avantajat și creștinii o bună perioadă, asta în prima fază și în a doua fază Constantin, care politic a decis chiar potriva lui Galen și Dioclețian să favorizeze creștinii, chiar și-a modificat povestea de pe bătăria de pe Milvus când a introdus acel semn în X, H și R, că X-ul este H, H-R, și să spună că a fost, să-și dea greutate deciziei lui de a editului de la Milan, de exemplu. În ceea ce ne privește, în continuare avem această religiozitate, chiar dacă mulți nu mai urmăresc dogmele creștine sau dogmele monoteiste, vechi, ci se gândesc la numerologie, se gândesc la astrologie, se gândesc la tot felul de alte povești care... La biserica scientologică. Scientologică, tot felul de alte... Care are vedete hollywoodiene. Da, mă gândeam în momentul în care ai adus un frumos elogiu iudaismului apropo de cunoaștere și de aplecarea asta către știință. Mi-am adus aminte că vroiam să spun ceva, dar n-am vrut să te întrerup atunci. Faptul că o dezvoltare extraordinară a științei s-a produs pe la secolul 7 datorită islamului. Da. Algebra a fost dezvoltată de ei și... Algebra, algoritm, dar matematică, medicină. Algebra a fost dezvoltată pentru calcularea succesiunilor și moștenirilor. Asta a fost obiectul practic. Da. Și mai vreau să spun ceva, că la începutul celor trei religii îngemănate, până prin secolul 12, când a urmat o perioadă obscurantistă... Al-Ghazali. Când a venit un cleric, altfel un om erudit, altfel un om deștept, care a zis că numerele sunt diavolești, i-a speriat. El a mers foarte mult în matematică și lucrurile care nu le-a înțeles, s-a exprimat într-un fel neînțeles de ceilalți, s-au speriat și de atunci a fost un recul științific. Al-Ghazali are multe derapaje, da. Inclusiv antisemite, dar... Până prin secolul 12, știința a mers cap la cap cu religia, nu s-a exclus deloc reciproc. El atunci a reușit să pune invers religia științei. Și cred că doar de vreo 100 de ani au reușit să reconcilieze. Da. Pentru că până în secolul 19 era o blasfemie să cauți cunoașterea prin știință. Galilei a avut niște probleme extraordinare din cauza asta. Abia în 1965 a fost reabilitat Galileo Galilei, dacă nu știai, de o bulă papală. Da, fiindcă el înainte pe patul de moarte și-a publicat teoria prin care soarele este centrul sistemului nostru și nu pământul, adică heliocentrică și nu geocentrică. Până atunci însă el și-a trăit viața el a făcut ca un astrolog. Pact, el a făcut un pact, a acceptat să nege lucrurile astea, nu știu dacă știi. Nouă ne-a fost prezentat Galilei ca un erou
Absolut, el nu. El a dat-o la pace cu biserica și a zis, bine mă, e cum ziceți voi. N-a avut soarta lui Giordano Bruno, da, slavă Domnului, și a reușit să-și continue studiile. Da. Da. Țin minte că eram foarte bulversat când am văzut filmele despre cei doi când eram mic și... Sunt lucruri... diferența de abordare. Bine, da, și papa care l-a prins. Sunt lucruri de neînțeles, da, la momentul, da, la momentul ăsta, dar în negura aia a istoriei era firesc ca biserica să încerce să-și păstreze un monopol asupra puterii de control asupra omului, exact, și să nu-l lase să știe prea multe. Și crease, o doctrină prin care pământul este centrul și este teoria geocentrică, făcea parte, prinsese parte, cea ptolemeică, prinsese parte în doctrina creștină. Acum... Bine, știi că pământul e plat, de fapt. Da, avem adepți acum, noi când vorbim, nu acum 600 de ani. Noi suntem nebuni că îl credem rotund, da. Sunt niște explicații științifice și vis-a-vis de această religiozitate, prin faptul că de-a lungul secolelor, succesul în viață a generațiilor anterioare nouă, și este vorba de 6.000 de ani, de 300 de generații, că pui 5 pe 100 de ani, 50 pe 1.000 de ani, înseamnă 600 de generații în 6.000 de ani, de oameni a căror succes social a depins de religiozitate, de cel religios, de încadrare. De o anumită ordine, până în ultima instanță. Pentru că îți semnalez ca medic faptul că primele noțiuni de igienă au fost impuse prin religie. Dar prima medicină, religiile sunt în general niște soluții de medicină. Iisus a fost vindecător. Acum 6.000 de ani, deci cu mult înaintea lui Iisus, omul nu știa de ce trebuie să se spele pe mâini înainte de a mânca, dacă mâinile par aparent curate, dacă nu-s murdare de pământ sau bălegar. Da. De ce să te speli pe mâini dacă nu se vede nimic? Nu exista noțiunea de germeni, virus. Religia a învățat pe oameni să ardă tămâie în încăperi ca să fugărească muștele. Exact. Fiindcă este bozvelia serată. Dar a fost impuse prin dogme religioase. Exact. Pentru că dacă se spunea doar, se punea un afiș undeva și recomandă acest lucru. Da, nu avea nicio valoare. Și nu numai asta, multe. Abstinența în timpul ciclului. Știi foarte bine de ce e necesară și așa mai departe. Și o grămadă de noțiuni. Inclusiv cașrutul nostru, cașerul, cum îi spun moldovenii cușer, că pe mine mă enervează când au cușer, e cașer. Da. Faptul că tu poți să confirmi treaba asta, aceeași enzimă hepatică descompune și brânzeturile și carnea. Da. Și atunci, pentru a nu forța ficatul, s-a impus cașerul care cere ca brânzeturile să fie consumate la cel puțin 2 ore de carne. De aia în restaurantele curate din Israel nu există cheeseburger, Chateaubriand sau Cordon Bleu. Combinație de brânză cu carne. Combinație de brânză. Sunt hoteluri în Tel Aviv, doar unele, care o dimineață au la micul dejun doar brânzeturi, o altă dimineață doar mezeluri. Sunt și hoteluri pro-europene, să spun așa, care nu au această oprire. Da. Dar vreau să spun o chestie care nu era demonstrată științific la momentul respectiv, acum 7.000 de ani, dar care a fost validată ulterior că era bine. Da. Cașerul mai și porcul care conține cel mai mare grad de putreină, nu? Da, odată putreșeină. Odată. Față de oaie care are cea mai mică, cantitate. Carne care nu era frigider atunci, carne care se degradează, porcul care este prin stilul lui de viață este acumulator de paraziți. N-ai cum. Crești porcul pe grătar e una, dar cum creșteau atunci porcii în gropi, ei mâncau paraziți. Porcul care mănâncă inclusiv excrementele omului. Și toate astea fac ca... Și închid un ciclu de parazitoze. Și toate astea au făcut ca carnea de porc să fie blamată. Și bine că a fost blamată. La fel și cu fructele de mare. Așa numitele fructe de mare. Numite eufemistic așa, fructe de mare. Nu e fructă, este un animal. Dar în egală măsură, aici eu consider că e o eroare. Da. Pentru că tu singur ai explicat într-o emisiune, ca să fac dovada că mă uit, că fructele de mare sunt cele mai îndepărtate de noi și atunci ne transmit foarte greu cele mai puține boli. Mai e un element dar sunt foarte ușor alterabile. Sunt ușor alterabile, în căldurile alea, da. Da. Și asta este un motiv pentru care acolo s-au considerat că nu sunt în regulă, din cauza că se dezintegrează, alterează foarte repede. Și într-o formă periculoasă. Adică într-o formă periculoasă în sensul că se formează acolo, pe fructele alterate, foarte ușor de salmonele. Mai e un element adică important. Bacterii patogene. Mai e un element important al cașerului, de fapt elementul central. Acea tăiere rituală a animalelor care face ca
tot sângele se scurgă lent, dar tot din organismul animal. O exsanguinare cât mai repede. Dacă puneți și 12 la emisiunea asta, așa pot să spun cum se taie vacile după ritualul cașer, se taie jugularea și vaca mai trăiește vreo 2 ore, da. Dar în timpul ăsta sângele se scurge lent. De ce? Carnea fără sânge e mai greu alterabilă. Da. După ce se tranșează vaca, să rămânem la același animal, să nu ne pierdem în regnul animal, se împachetează efectiv la propriu în sare, care mai scoate încă o cantitate de sânge din carne. Carnea rămâne aproape albă, deci celebra carne roșie pe care o savurăm cu toții devine o carne albă. Da. Paradoxul face că această carne este servită în căminele de bătrâni evreiești și ei n-au voie sare. Carnea este ocnă de sărată după ce a stat o zi întreagă în sare și așa mai departe. Da. Dar faptul că în Orient, pe căldurile alea, trebuia eliminat sângele din toată povestea asta, da. Era vital pentru populațiile respective, care nu aveau frigidere, nu aveau gheață, nu aveau... Da. Da. Și este foarte interesant, foarte interesant să le cunoaștem, fiindcă toate au o explicație. În general, avem tendința să spunem, să atribuim religiei ceea ce înțelegem. Un rol obscurantism. Da, un rol obscurantism. Nu. Inclusiv ea însăși, religia, religiile în general, toate sunt explicabile și explicate. Dogmele lor, măsurile lor, recomandările și ritualele lor sunt toate, au o explicație științifică, cum spuneam mai înainte cu tămâia, cum spuneai și tu. Toate astea sunt elemente care țin de cunoaștere. Asta a fost o emisiune Dr. Planet. Îi mulțumesc lui Sorin că a venit la această emisiune. Suntem o emisiune despre cunoaștere. Repet, nașul, fiindcă într-o zi, în apropierea noastră, ne-am întâlnit și când a făcut primul format al acestei emisiuni, la televiziunea pe care o conducea el atunci, a zis, eu veneam cu tot felul de denumiri din astea fantasmagorice, nu erau nimic în regulă, adică sunau prea sec, și a zis, nu vrei Dr. Planet? Până la urmă ești doctor. Și ți-a rămas și poreclă. Și mi-a rămas și poreclă Dr. Planet, da. Și am înregistrat și la OSIM. Perfect. Asta, da. Vă mulțumesc pentru atenție, îți mulțumesc, Sorin, a fost o emisiune frumoasă, savuroasă și sunt bucuros că ai venit la noi. Mulțumesc și eu.